Pe plajă poți găsi nu doar nisip și tot felul de deșeuri, dar și un monstru adevărat a cărui proveniență nu se cunoaște, iar dacă vei avea noroc, vei găsi o tonă de chipsuri. Nu crezi? Privește și singur! În acest video am colectat pentru tine cele mai ciudate și neobișnuite lucruri găsite pe plajă. La sigur vei fi mirat de multe dintre ele, așa că așează-te cât mai comod, scrie-ne în comentarii dacă ai găsit și tu vreodată ceva neobișnuit pe plajă, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Mesaj. Plimbându-se pe plajă la vestul Australiei în anul 2018, Tonia a găsit la mal o sticlă. În toată lumea pe plajă putem găsi sute de sticle, însă asta nu e nimic deosebit. Însă Tonia a decis să o studieze detaliat, o decizie destul de bună. În interior a văzut ceva care i-a reamintit de o țigară învelită. A luat sticla acasă și a pus hârtia pe 5 minute în cuptor ca ea să se usuce. Când a scos-o, a citit câteva fraze în germană. Data de 12 iunie 1886, la fel denumirea navei Paola. Pe partea verso a scrisorii era tipărită o instrucțiune în care cel ce a găsit foaia era rugat să contacteze consulatul Germaniei. Pe lângă asta, acolo erau coordonatele, numele navei, capitanului, la fel tipul plecării și sosirii. Tony a adus sticla și foaie cu inscripții cercetătorilor și ei au rămas șocați. După cum s-a adeverit, sticla a fost aruncată în apă în îndepărtatul 1886 de la bordul Paola în timpul executării traseului Cardiff, Indonezia. Membrii echipajului au aruncat mii de sticle cu astfel de mesaje. Era un fel de experiment militar a observatorului militar german. De atunci s-au găsit în jur de 600 de sticle, dar fără mesaje. Tonia nu doar că a găsit și mesajul, dar și acest mesaj, adică scrisoarea, era cea mai veche în istorie care a ajuns până la destinație. Data viitoare când mergi la plajă, mai uită-te prin sticle. Cine știe, poate vei găsi ceva mai interesant. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. Doritos. În anul 2006, o furtună serioasă pe țărmurile Carolinei de Nord aproape că a răsturnat o navă de mărfuri. Spre fericire, cei de la bord au scăpat cu un mic șoc, însă nu s-a primit să scape cu totul de probleme. În ocean a ajuns unul din containere. Cum s-a adeverit mai târziu, el era plin cu chipsuri Doritos. Mii de pungi au ajuns în apă în zona de câteva sute de metri și a doua zi au fost aduse de valuri pe una dintre plajele locale. Imaginează-ți cât de mirați, dar și plăcut surprinși au fost oamenii când au descoperit pe plajă atâtea chipsuri. La știri spuneau că de fapt nici un container nu a ajuns în apă și e campania de marketing a companiei, însă versiunea a fost infirmată. Localnicii au reacționat destul de responsabil, ei nu au început imediat să strângă pungile și să mănânce chipsuri. Înțelegeau bine că e o catastrofă ecologică, de aceea ajutau lucrătorii să colecteze totul. Zeci de oameni au adunat deșeurile comestibile și destul de gustoase, iar în calitate de recompensă au primit o gustare gratuită. Un glob ocular gigantic. Uneori pe plajă nu doar poți găsi ceva gustos sau antic, dar și ceva terifiant. În anul 2012, un locuitor al Floridei, Gina Kovac, alerga pe Pan Pana Beach și a dat peste un glob ocular gigantic de mărimea unui grapefruit. Gina a observat ochiul pe nisip. De la început l-a împins cu piciorul, însă după ce a privit mai îndeaproape, a înțeles că nu trebuia să o facă. Nu în fiecare zi dai peste așa ceva. După cum spune Gina, e cel mai mare glob ocular din cele văzute până acum. L-a dus acasă, l-a pus în frigider și a sunat poliția. Într-un final, la ea acasă a venit membrii Comisiei Conservarea Peștelui și a Naturii Sălbatice, care au luat ochiul pentru a-l cerceta. După cum s-a adeverit, ochiul descoperit era a unui pește spadă. În Florida, destul de des sunt găsiți ochi a creaturilor maritime, deoarece apele acestui stat american e plin cu pești mari. Însă, descoperirea lui Gina i-a surprins și pe cei mai experimentați cercetători. Un glob ocular e destul de interesant, neașteptat, în același timp înfricoșător. Însă și mai înfiorător e să descoperi pe plajă vreo creatură necunoscută, spre exemplu așa ceva. În timp ce făceam lista pentru acest video, am găsit o astfel de imagine. Cum crezi? Într-adevăr, pe una din plajele Asiei a fost descoperită o astfel de sirenă? Sau e un fake? Scrie ce crezi tu în comentarii, însă hai să fim sinceri. Pe plajă uneori, într-adevăr, se găsesc creaturi înfiorătoare pe care oamenii de știință le văd pentru prima dată. Privește mai
mai departe și la scurt timp vei vedea una din aceste creaturi misterioase. La fel vei afla taina unor blocuri ciudate găsite pe plajele Europei. Blocuri misterioase. Începând cu anul 2012, locuitorii Marii Britaniei au început să găsească pe diferite plaje din țară blocuri misterioase cu inscripții ciudate. Jupiter. După cum s-a aflat mai târziu, astfel de blocuri s-au găsit nu doar pe malurile Marii Britaniei, dar și pe plajele Spaniei, Franței, țările de jos, Norvegia, Suedia și Danemarca. Ce fel de blocuri sunt și de ce sunt găsite anume pe plaje? O perioadă lungă de timp nu exista un răspuns la această întrebare. Posibil că ele nici nu ar fi apărut dacă nu era tenacitatea lui Tracy Williams. În anul 2012, ea a observat un pătrat misterios nu departe de casa sa și a decis să afle adevărul. Femeia a studiat istoria navelor naufragiate și a presupus că blocurile posibil se aflau pe Titanic. Într-adevăr, nava transporta baloți de cauciuc, însă acest fapt nu explică nimic, iată că ajutorul a venit pe neașteptate. Câțiva oameni au contactat femeia și au povestit despre operațiunea de salvare a mărfurilor transportate a unei nave japoneze. Ea a naufragiat în Oceanul Atlantic, încă în timpul Primului Război Mondial și transporta blocuri cu plantații de cauciuc cu denumirea Plantația Jupiter în Indonezia. După ce s-au aflat în apă mai mult de 100 de ani, blocurile nu s-au deteriorat aproape deloc, iar unele din ele au fost aduse de ape pe diferite plaje ale Europei. Monstrul din Montauk. În anul 2008, pe plaja Montauk din New York, a fost descoperită o creatură misterioasă. La mal a fost aruncată o ființă care arăta ciudat. În popor a fost numit Monstrul Montauk. Pe net, imediat au început a apărea poze cu el, iar utilizatorii înaintau versiunile sale despre proveniența creaturii înfricoșătoare. Multe persoane au scris că nu într-adins a fost numit astfel pentru că nu seamănă cu niciun animal din lume și poate fi un animal necunoscut științei. Oamenii de știință la fel au decis să participe în dezbateri și au început să analizeze monstrul. Unii spuneau că poate fi o oaie, alții un raton, cei din grupul 3 că e o țestoasă. Zoologul Darren Naish opta pentru a doua versiune, după ce a analizat unica poză existentă, și anume forma dinților și a labelor. A concluzionat că creatura are un corp de raton, însă aspectul său ciudat e explicat prin descompunere și acțiunea apei. Din acest motiv, pe alocuri nu e blană sau piele. Versiunea e logică, însă mulți nu sunt de acord cu ea. Oricum, puțin probabil că se va mai demonstra ceva din cauza că nu e clar ce s-a întâmplat mai departe cu acest corp. Nimeni nu l-a mai văzut. Tu cum crezi? Ce creatură este? Un animal înecat, o specie necunoscută sau un monstru adevărat care a murit în apă? Scrie versiunea ta în comentarii. Lego. Imaginează-ți, tu vii la plajă, pui jos lucrurile, te întinzi și vezi că nu departe de tine se află o figură gigantică a unui omuleț gigantic Lego. Fii de acord, arată ciudat. Cum a ajuns omul gigantic de plastic pe plajă? Mulți oameni găsesc o astfel de figurină pe diferite plaje ale lumii și se întreabă ce se întâmplă. De fapt, nu sunt deșeuri aduse la mal, ci o companie publicitară neobișnuită. Omulețul Lego este Ego Leonard. Înălțimea sa constituie 2,5 metri și el a fost găsit în locuri tare diverse, de la Japonia la SUA, Marea Britanie, Olanda, iar pe figurină găsești inscripția No Real Fun You. De fapt, Ego Leonard e pseudonimul unui sculptor olandez în cinstea căruia a fost numită figurina. E un fel de campanie de marketing care atrage clienți noi la expozițiile artistului. Interesant, nu-i așa? Țeavă. Pe plajă sunt foarte multe sticle, de aceea e greu să o găsești pe cea care poate prezenta ceva valoros sau să aibă o istorie neobișnuită. Însă e imposibil să nu observi țevile gigantice aruncate la mal. Cam asta au descoperit câțiva locuitori din Anglia. În total erau 4 țevi și încă vreo 8 în apă. Dimensiunea lor șoca. Diametrul constituia 2 metri, iar una dintre țevi avea 500 de metri în lungime. Însă ce căutau ele acolo? E o instalație nouă sau o companie publicitară? E cu mult mai simplu. Țevile au fost făcute în Norvegia și transportate spre Alger, însă a fost implicat factorul uman. O parte din țevi au ajuns în apă, după au fost aduse la malul Angliei. Ulterior au fost duse înapoi în Norvegia. Bombă.
E destul de periculos să te afli în apă, chiar dacă înoți bine. Mereu se poate întâmpla ceva neprevăzut. Însă plaja e sigură, nu-i așa? Ce se poate întâmpla? Nu poți să te înneci, nu te vor ataca rechinii sau balenele. Care e pericolul? Deci, pe unele plaje poți găsi bombe adevărate. E greu de crezut, dar așa și este. Cu câțiva ani urmă, o femeie pe nume Kelly se odihnea cu copiii săi pe plajă când de un val a fost adus un obiect neobișnuit la mal plin de scoici. Kelly credea că e unul din obiectele rotunde de plastic care îți arată linia care nu trebuie depășită. De aceea le-a dat voie copiilor să se joace cu acel obiect. Ei activ pipăia obiectul. Doar peste câteva zile Kelly a aflat că de fapt e o bombă de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Ea mulți ani s-a aflat la fundul oceanului, înainte de a ajunge la mal. Spre fericire, nimeni nu a avut de suferit. Bomba a fost dusă de pe plajă și distrusă printr-o explozie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați găsit și voi lucruri valoroase sau obiecte vechi pe plajă. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la lime!